noroc, noi suntem la Fără Limite. Noroc. azi discutăm cu Satoshi. Satoshi, tu ai devenit un star ultimul an. cum, este? cea mai banală sau prima întrebare care mi-a venit, cum tu faci față personal creșterii asta? Ți-e greu? Cum te-ai acomodat la, la schimbările? Băi, eu încă nu sunt. Nu știu, demotans, Justin Bieber, nu am, un, nu vreau să cum o cum că eu tine Piri, tine pe billboard te văd pe, pe trole da, asta sunt de punctul ăsta de vedere da, da, din punct dar nu înseamnă că toată lumea știe și e acolo pe imagine și mm -hmm. știi eu sunt destul de stocă vă pare de acolo așa de, de pe, de site uh, cum uh, sigur că uneori incomod atunci când tu ești obosit sau nu ești în toane bune sau ești uh, imediat după concert sau vrei pur și simplu să-ți continui viața ta obișnuită, de rutină, să mergi undeva, să cumperi ceva, să consumi ceva și lumea invadează tot timpul spațiul tău privat, dar nu e nici grav, e ok. Eu am noroc că la mine, tot parcursul muzical s-a întâmplat treptat, eu fac muzică de mulți ani, am avut mai multe proiecte și lucrurile mele s-au construit. Da, ultimul an, 2023, într-adevăr, a fost un an în care activitatea au crescut mult, vizibilitatea au crescut și așa, dar el, nu a început din 2023. Deci eu de mult fac cântec cu cântec, live cu live, fotografii cu fotografie s-au adunat comunitatea și... Așa. Uh, cum e uh, experiența asta de, iarăși, întrudere în viață? Uh, de la momente inoportune te oamenii? Nu, eu n-am nicio problemă cu asta. Mm -hmm. Eu am o singură problemă când oamenii uh, uită de o politeță obișnuită care ar fi, pe care ar fi cazul să o folosească indiferent dacă eu aș îs interpret sau nu se interpret. Adică când oamenii pur și simplu vin ca la maimuță să fac fotografie, știi, atunci asta deranjează. Mm -hmm. Eu pot fac... tu ești figurină, Madame Tisoda. Da, eu pot mm -hmm. în orice moment cu oricine să fac fotografii stau de vorbă, să ajut dacă pot, să dau un contact și să-i găsesc de lucru dacă e cazul, știi? Dar uh, omul cred că moral e obligat să salute și să mă întrebe dacă eu pot acum să fac asta fizic, în sens că dacă nu să, n am, nu știu și... A, da, sunt unii oameni care chiar se bagă, hai să facem da. selfie. O, da? să toși, hai o fotcă, știi? Și eu înțeleg că sunt emoții, eu înțeleg că lumea nu are neapărat și practică de a interacționa cu, cu oameni de pe YouTube, zici așa. Dar indiferent de asta, eu, e vorba de o conduită obișnuită umană. Uh -huh. Tipa, tu vezi un om străin, nu, eu cu tine nu te cunosc, eu pot să am un crășel acum, eu pot să am infarct tu vii acum, știi? Adică, întâi, înșarcă treptat de cumva. o să-l om, tu ai 30 de secunde să vrei Da, sau... nu rog, faci o, o fotografie, georghe, e, da, de <laughs> Ceva de genul. Că, în fond, normal că nu e o problemă să faci o fotografie sau să oricine. Da, băiat, să fiți... Uh, cu oricine, nu numai cu mine, cu oricine în orice context. Și când te duci să întrebi cineva cât e ora sau nu știu ce știi, salut-te, cumva fă o leacă de gradație în comunicare. Hmm. Uh, altă întrebare banală, de deci, ce Satoshi? Ce înseamnă? Eu sunt fan, japan fan, uh, și animașnic, și cititor de manga, dar și am privit multe documentare despre Japonia în perioada claselor de liceu. Mi-a venit așa un interes. Eu dedusem de un vlog, se numea Izumi Chan Channel, prin 2015 14 și după asta de Shamov Dmitri am dat, poate cunoște așa nume. Cred că e cel mai mare vlogger în limba rusă din Japonia, care trăiește de vreo 10 ani acolo, a avut o căsătorie acolo, a lucrat acolo și el povestește nu doar chestii top 5, știi, curiosities, dar poate să iasă în stradă să meargă 40 de minute, să filmeze cu un GoPro și se întâmplă într-un cartier obișnuit și să povestească despre experiența lui cu Super. integrarea în comunitate. Nu și e că toată, toată, povesti, toată, simpatia asta mea față de Japonia s-a păstrat în timp și când vine să vorba, când deja a părut niște cântice de ale mele, era, vine să vorba să găsesc o denumire. Și am un prieten bun, Iura, cu care eram odată în parc la Ștefan și el căuta Japanese male names pe listă așa și Satoshi și de ce înseamnă? Clear thinking nu știu ce știi zic, cool, fain o prins da, și mm -hmm. păi, scurt, are o însemnătate ușor de memorat. Sună bine. Uh, vis a -vis de Japonia, ai fost? N-am fost. Când mergi? Dacă reușesc în aprilie care vine acum, da, mă duc. Mm -hmm. Dacă nu, mă duc la World Budosai în 2025 sigur la, asta e în Okinawa, în Naha. Eu practic Okinawa Gojuru Karate do și odată la 2 ani se întâmplă un eveniment mondial în comunitatea de karatești Gojuru care e la baștena karateului în Okinawa. Și acum încă trăiești păstrătorul tradiției Morio Higavona Sensei, un bătrânel care a împlinit 85 de ani acum pe, pe, de Crăciun, pe 25 decembrie. Și el cumva, el i-a apucat pe fondatorii stilului și unii au noroc din când în când să duc să antreneze cu dânsul, să mai mm, cumva așa. Așa fain. Dar uh, principal... e scump uh, să te acolo. Nu cum. Știi cum, asta e foarte relativ. Tu, kai tu būsi, 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 tu esi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu esi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu būsi, tu esi, 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 tu, tu, tu esi, tu esi, tu, tu, tu esi, tu, 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 Și plus la asta, vorbind de tax-free, apoi în orice magazin la den, și tu vii cu pașaport și deodată să fac reducerea asta de 10% de tax. Pentru străini, da? Da. Așa că vrei MacBook nou, vrei Nintendo în Switch, în Switch da. nou. <laughs> vorbim de manga, anime și cultura japoneză, care este preferatele tale creații din anime și manga? Uh, my all-time favorite e Bleach, pentru că el m-a marcat la o vârstă în care e ofertant să te marchează. Formativă. Da. Uh -huh. E mai greu să începi să te uiți la Blici, nu știu, la 23 sau la 25 de ani, uh -huh. dar dacă te uiți la 15-16 ani la Blici e exact Timpul. relatable. Da. <laughs> Și eu am mers cu Blici cât încă era manga Care e un... preferat Să Poate nu personajul? Personajul meu preferat din Blici este Kisuke Urahara. Uh -huh. Uh, și capitan eu aleg între Chioracu Shunsui și Kempace Zaraki, e greu între dânsă, și spre diferit dar așa, dar la tine bun Zakura în ah, okay. <laughs> Da, bine cu <laughs> Da, nu, uh, Bleach la timpul când eu exploram anime-ul, apoi tot a fost relativ formativ eu până acum consider că Posibil că din character design adică character art mai degrabă, cel da. mai solid din toate. O mână caldă, <laughs> împărtășesc această părere. Și încă din anime-manga? Din anime-manga, uh, Evangelion, uh, cu siguranță e un anime, o lucrare foarte uh, pregnantă. Să și spun și... cu originalul. Da, uh -huh. e foarte uh, grea. Uh -huh și pe care trebuie să o reviez și cumva el el, eu, m-am gruzit după ce da, am, văzut da, e mai, ales, mai ales eu luat într-o parte cu episoadele astea când ei n au făcut încă că doar filmul End of da. Evangelion, apoi nu au avut de -nice buget ei au făcut anime și ultimele serii care sunt practic nedesenate la anime, ele sunt așa un fel de introspectivă foarte, foarte, foarte gruzove. și un fi, soluțiile pe care i le-au găsit, știi, ca să înlocuiască lipsa de buget cumva, că sunt toți tot, da, tot sunt creativ. interesante da, sunt creative, mm -hmm colajele este, 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 de este, de este, 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 o eu uh, manga. Manga este, este, manga, manga mea preferată este, Demon este, Ah. Da, și e foarte straniu că e Demon Slayer, e o chestie atât de copilăroasă. Nu e nimic straniu, apropo, D Mi e, foarte, extrem de mult împlăcut. El e super popular, da. Demon Slayer, dar el e extrem de bun. Ni mult mai, îmi place manga la Demon Slayer mult mai mult decât anime A, da, serios? E că eu manga n-am citit, numai anime plăcut. Manga e atât de blajine și de, știi, Koyoharu Gotoge, care e autorul, e așa de sensibil și de, cumva în dorința lui de a spori afecțiunea în lume, știi, el poate să-i vrea să-i facă mai buni și a. prin personajul lui, cumva, Tanjur poate să-i da, iartă, el este foarte blăjind, cum te spui Da, mm -hmm. autorul mm -hmm. e și mai. Cred mm -hmm. că, că tanjo e partea cea mai proeminentă din autor. Mm -hmm. Și în manga e mai pronunțat asta. Adică ah. eu efectiv la lecrimile când citeam manga, dar eu am citit-o acum, nu cumva, când. Recent. Plus minus, da, un an în urmă am citit-o. Am mm. volumele tăi, caz acasă, fizic, eu de asta rupt. Super bine. Și de bani mă angajie. <laughs> mă bucur. Noi, um, pe 2007, înainte ca să devină, popular Facebook, noi am făcut un forum de anime. Era, dacă se numește, MD. Da, eu am stat pe forumuri la Torian Și că MD, noi nu știu cum, era mare comunitate și noi ne rup de la comunitatea asta și avem un forum aparte. Offline. Cum se nume? Pe, pe, Akiba se numea. Era pe un motor de forum, chiar Akiba era, de, era noi, Și el trei, nu știu, vreo 3-4 ani, că după asta social media au luat locul. Da, într-o măsură care. Dar la offline vine bine o vreo 30-40 de, de oameni și atunci, pe timpul cealaltă, nu, 15 ani în urmă, pentru noi era așa un fel de wow, știi? Ir dabar, kad praeikų laikų, šia, tinerietų, uh, in hype, vis-a-vis dalykų, kurie mien plačiau, kai neurom diverstavą, la... minia, žinoma, pačiame bukure. Dėl čia, kad, nežinau, kaip jau nu, esu, semkia, kad, na, štai ta serija, masa, niekuodata, nusažungai, žinai, la, la momentu, jis tas, ir jis super fai, ir jis super fai, kad jis la podcast, podcast, diskuti, blici. Da, și lumea să înțeleagă despre ce este vorba. E chiar e straniu asta, pentru că anime-ul acum 10 ani în urmă era destul de zașcvar și neșat în comunitatea noastră. Adică trebuie să oamenii cu care ai vorbit despre asta. Oricum asta e peste tot. E cum era Spider-Man pe rugzacuri. 10 metų norma, laiko kolarkiui, ką jie impiatas, žinai, salėžė, asa, kaip, Demon Slayer ar Juju, jis ta, Juju Tsukaiza. Taip, ir žaidimai, kaip Dark Souls, dabar yra į masę, tot japonėz, turime Gokuan festivalį, anime, pirmą kartą Moldova 2023, buvau su Tokiu Game Show, žinai, tie dalykai, man ekstremiai daug, man buka. Aš esu įspūdį, kad japonėzė, pop kultūra, japonėzė, yra e, įvaina. Dar pareidėme personalą, kad kultūra japonėzai yra e, ekstraordinari e, pozityvą. Šitą, kas prie... Čia man parodė, kad namersa į Japoniją, čia, iš tikrųjų, mėgė tai atuokiu, štai, kad Japonija, iš tikrųjų, tai sara čia... unde știi cum sunt părinții care spun că, că trebuie să te comporți frumos, trebuie să nu clefăi, trebuie să vorbești încet, trebuie să nu îi faci disconfort altui om. Ei așa trăiesc, știi? Și pe mine, dacă eu avem așteptările cu o, anime, manga, nu știu ce, acolo, Akihabara, să mă duc să-mi cumpăr figurine și așa mai departe, apoi

el e, o să gândească 10 minute să apropie de tine. După asta, posibil că o să știi cum, roșul la față o să apropie și o să întrebe dacă tu ai un cel, știi? Și după asta, posibil că, într-adevăr... E stoic, e, niște da. Pe mine asta și e, e, o, o cultură. Bine. Deci se vede că cu dânsă se lucrează în școală, în societate, probabil că se deși pe peste mânuți, dacă, dacă fac prostii, știi? Și pe mine personal asta foarte mult mă inspiră. Și eu sper că tu când o să mergi, păi, să ai aceleși feeling -uri. Uh, hai să discutăm uh, despre cariera ta. Uh, tu ești de la Cahul. Uh -huh. uh, cum tu ai numită muzică? Datorită trupii Linkin Park. în uh -huh. uh, Muzică conștientă am început să ascult, cred că în clasa 6, Până la asta ascultam tot și suna în jur, uh -huh. plus ce avea fratele meu mai mare în calculator. El a fost cumva cu, este, cu 4 ani. Mm -hmm. Eu sunt din 98, el e din 94. Și cumva el era dealerul de, de muzică nouă, doar că el era întotdeauna și este un meloman și un mainstream average listener. Dar, pe de altă parte, Eu foarte des, pot să fac o expertiză în baza părerii lui. Uh, adică, și, și apare nou, auzim la de mm. întotdeauna pe calculator. Ori odată eu comunicam cu o fată care atunci era emo și ei ne-au trimis Evanescence Bring Me To Life și după care prietenul meu cel mai bun ne-a arătat un animated music video cu Yu Yu Hakusho, un, oh. un, edit, că atunci Yu Yu Hakusho era animeul nostru preferat de la Animax privit Sara. Și era Yu Yu Hakusho sub... e solid, el chiar așa cum mă privește. Definitiv. El e primul meu anime în fond pe care l-am văzut. Uh, și era două edituri, unul cu Linkin Park in the end și unul cu 3 Days Grace. Atunci și uh, erau populare, este anime, music, video. Da, era urile erau foarte populare. Skelet Monster, știi? Da, foarte da, da, bun. Și ele erau foarte răspândite și că prin AMV-uri eu am cumva am simțit conexiunea cu muzica rock și în general cu, cu un stil de muzică ca ni îmi place așa cred că așa ceva îmi place uh -huh. și am, am început să caut mai multe când și de Linkin Park după care am descărcat de pe Torrents un compilation fake greatest hits nu care are din două părți chiar așa câteva când și ne Linkin Park acolo și tot așa, până când eu paralel scriem poezii, și la un moment dat eram foarte inspirat și m-am apropiat de Vlad și am spus, băi, hai să facem o trupă. Și ea că de atunci s-a pornit toate. Și care a fost trupa? Se numea Anxiety. Anxiety? Da. Și, și muzică făi groove metal, metal așa ceva. Voi pare că s-a apărut pe la Albion. Ne-am cântat la Albion uh -huh. în deschidere la Hermasar când au lansat albumul lor în 2016. Am cântat la Pot. atunci nu era 2016. vocalist. Era... Eram toboșar uh -huh. și textier. Am cântat la tipografie, am cântat la teatru spălătorie, am cântat când era în clubul Studio. Studio, da. El după asta s-a mai redinumit în 7 și după asta s scos numele. Dar pe cum tu ai făcut tranziția asta de la rock sau de la metal la rap? -hop. Păi de asta Linkin Park e Linkin Park pentru că acolo este prezent mult hip-hop și multă, da, da mm -hmm. exact. Este Mike dar Johan, mm -hmm. este foarte multă muzică hip-hop mm -hmm. și la un moment dat eu tot am început să o descoper și pe dânsa să am un prieten bun la Cahul care tot ne-a descoperit multe formații interesante, franceze, germane, americane mai de ochete. Adică dacă lumea de obicei începe să asculte cu... Kanye West, de exemplu, nu știu, el ne-a arătat da să fix outcast trupe așa mai care nu sunt la prima mână, mm -hmm. mai rar de găsit. Tech Nine mm -hmm. ne arăta. Iac. Și eu paralel da, da, outcast mai e super calitativ. Da, mm -hmm. e super calitativ și și mari, mm -hmm. dar ei nu, ei nu vin cumva în, în, your top 10, știi? nu dar ei nu sunt pop dacă vorbim despre asta sau cum.

Bun, dar uh, voi ați făcut în Cahul trupa și ați venit la Chișinuia, Nu, Noi am făcut se... trupa în Cahul în clasa 7 -a, uh -huh. și eu ținut până în clasa 12. -a. Uh -huh. uh, și noi veneam la concerte, uh -huh. Da, începând cu clasa 10, -a, noi deja cât de cât am făcut niște material, am început a lansa, a posta și ne tot implicam, cred că prima dată la Pot am cântat, la Chisinau am cântat la Pot. Uh -huh. Și acolo au început să mai aduni niște lumi care ne cunoștea. Și data viitoare ne mai chema cineva la un eveniment Mai underground sau mai nu știu de care Și tot așa Și cel mai departe, spunem așa, am ajuns la Rock în Iași uh -huh. Acolo la părtea de schie, La festivalul ăla, În clasa 12 după care noi toți ne-am dus la studii Și în direct dus foarte diferit, foarte diferit uh -huh. foarte. Germania, Cehia Ce așa. ai învățat? Actorie Unde, la noi? LAMTAP da. Și cum? Foarte bine Ești actor? Nu știu ce vrei să întrebi. Nu, astea. am în vedere că dacă e. nu știu, să-i eu. E incorrectă întrebarea. Că, spre exemplu, eu am făcut economie și da. nu da. sunt dacă știu. lucrezi pe specialitate, da. nu lucrezi pe specialitate, dar. dar ai fi vrut? Da. Dar dar de nu ce pot? nu lucrezi? De ce nu, nu, nu poți? Poți să le combini, nu poți. că e prea mult timp? It takes too da. much time. Actoria tot e craft, trebuie mm -hmm. să stai mult acolo, în laborator, să te perfecționezi și nu ai cum. Mm -hmm. Trebuie să trăiești cu dansa să o termină repetiția, tu trebuie încă să cu... A, da, tu, între, tu, după metoda asta de... Cum se numește? Stanislavski. Da, Stanislavski. Da, tot spațiul post-sovietic învață după mm -hmm. metoda lui Stanislavski. Mm -hmm. Și ce părere ai despre Amtap? E fain? Nu e fain? Spre exemplu, iată dacă noi ne privesc niște um, băieți și fete care vor să meargă da. la studii, tu le-ai recomandat ei să facă actorie la Chișinău? Actorie, da, uh -huh. eu nu pot să mă pronunț despre alte specialități, uh -huh. pentru că n-am studiat la dânsele. Cât de cât pot să am o idee despre ce s-a întâmplat în departamentul nostru, artă teatrală, scenografie, multimedia, uh -huh. Hai așa, cadrele noastre didactice sunt pline de cunoștință și-au ce oferi, au un... Ei totul au avut contact cu niște somități enorme, pur și simplu, din domeniile lor. Pedagogii mei, este au fost motivul de ce eu am venit la Amtap. Pedagogii mei au studiat la Shukin, la Mhat, la Gitis în Moscova în anii 70, 80, 90, când, când acolo era top în educația asta de profil. Și eu apucat pe marii maestri, eu apucat un, un studiu foarte Tru, profund, a domeniului uh -huh. și l-a adus aici. Uh -huh. Asta e foarte important. Și e... tu ai simțit că e 100 influența asta e? Foarte mult. Aha, e necontaminat ne pe noi și seriozitatea cu care îi apucă e mare. Acum, am tap. Uh... La Antapă e, e groaznic situația din punct de vedere a dotării tehnice. Mm -hmm. În primul rând, clădirea blocului central este într-o stare deplorabilă. Blocul 2 și 3 is, uh, cât de cât în formă. Blocul okay. central okay. este cel lângă Americania acolo. Lângă da, măsadă. sfatul țării mm -hmm. cu Mateievici. Mm -hmm. Că blocul muzică și blocul arte plastice sunt mm -hmm. decente. S-au mai făcut reparații. Și așa. Dar ăsta e, 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 da? e catastrofal. Mm -hmm. da. La modul chiar e foarte e, e groaznic. groaznic, groaznic. Cu găuri în podea. Wow, cu... okay. Plus Baza tehnico-materială de care pot beneficia studenții este una aproape inexistentă. Adică eu la un moment dat cu un coleg de clasă, mergând pe stradă, am furat o setcă de pat ca să o folosăm în, în scenografie, știi, sau am găsit o, o masă și am adus-o. Trist. Da, adică nu există uh, condiții tehnice ca să poți lucra, Lucreaz, lucrez din ce ai și des ori cam așa, cam în murdărie, Frem cam în Da? Prea mm. mult from shit and sticks. Mm -hmm. Păcat. Că Păcat. nu e rău. Uh, ideea de a te descurca singur e una bună, care îți implică creativitatea și așa. Dar nu din, știi, hai să ne ducem după academie, scătăm niște scaune, poate sunt. It's not good. Ok, dar um, ce te-a motivat pe tine să mergi de actor? Adică mm. din toate profesiile. I mean. În clasa 12-a, în vacanța de iarnă, eu am început să merg la spectacole teatrului din Cahul. Și am început să mă cumpere asta. Nici așa, îmi plăcea scena, îmi plăcea tot eu și în școală, eram mai mult în activități extracurriculare, în tot ce înseamnă concerte, TVC, organizat de dvijuhă, entertaining. Deci, tu de la natură ești extravernă. Da. Uh -huh. uh, și cumva teatru, când am văzut spectacolul asta a fost catalizatorul. Că eu până la asta vreau să mă duc la relații internaționale și am început să mă gândesc, mă zic, băi, stai, nu, că asta îmi place, știi, că eu de fapt aici e locul meu și eu trebuie să mă duc în scenă. Și teatru e atât de complex, știi, adică actorul cântă, actorul citește, actorul se mișcă, dansează, e atât de multidisciplinară profesia. Și cumva asta, asta a fost la începutul, cu primul schimbă în patru ani, schimbă motivația ta, să schimbă perspectivele, să schimbă motivul în general. Știi? Pe urmă îți place și pentru altceva. Se erodează motivația inițială, da? Da, dar asta e absolut normal. Mm -hmm. Și poți să hotărăști la 18 ani for a lifetime, știi? Foarte bună întrebare. Eu tot mă gândesc, dar și Nico a vrut la 18 ani, la 19, că eu le-am mai târziu, m-am dus la școală. Și-a vrut el să devină banchier atunci, știi? <coughs> Pardon. <laughs> și... Și... și nu știu cum, Nicu a absolvit și bani s-a dus și-a făcut practică la Banca Națională. Și-a zis, da, eu nu mai vreau să mă mai întorc în asta, știi? <laughs> Dar da, ăsta foarte corect. Da, e sănătos, asta e sănătos. Uh -huh. Aș vrea ca tinerii să înțeleagă lucrul ăsta, că este ok să încerci multe lucruri, este ok să părăsești un loc da, asta adică nu, nu chiar și chiar după mm. ce ai terminat, știi, e da. ok că spui că mie asta nu-mi place, eu să să facă două facultate, nu-i nimic dacă vreo doi ani tot să mănânci de șirac, știi, dar în schimb o să țin restul vieții bine. O sută de procente. Nu, asta nu trebuie să devină o deprindere prin care oamenii să învață să nu aibă un loc la care îi aparțin sau cumva să învețe să abandoneze prea ușor lucrurile pentru care probabil ar trebui poate să lucrezi o mai mult. Știi? Da, dar, este feelingul ăsta când tu simți că nu e a tău, Da, știi? corect. Hă? Da, deci nu trebuie să fii un gând așa, o băi, uite, înainte lumea lucra 30 de ani It's not a mo must 100% să Da, și noi nu ne zicem la fabrici să lucrăm, că iarăși <coughs> o să ceri de la noi stat, adică acum toți avem democrație. Um, uh, despre ce vroiam eu să te mai întreb? Uh, tu muzica, textele le scrii singur. Da. Da, muzica? Textele și liniile melodice, adică Aha. și, -și când tot, uh, în materie de instrumental, eu tot timpul sunt lângă producător. Uh -huh. Eu nu stau cu mouse-ul în mână, eu foarte des îi cânt, îi îngân, îi spun și sunete să folosească, uh, pot să disenez tobile sau pot să, pot să influențez foarte clar tobele pentru uh -huh. că sunt oboșari. Da. Da, tu când, cum la tine de obicei e metoda de creație? tu stai acasă și asculți o muzică sau cum, cum ar arăta o seară în care tu scrii o piesă? Am câteva opțiuni. Una, una este basic în studio eu caut instrumentale pe internet Pur și simplu umplu prin li până găsesc ceva ce ne oferă o stare sau mă duce, îmi focusează gândirea spre ceva. Eu naște o idee, îi naște un hook, îi naște o frază, o sintagmă. După care, dacă se dezvoltă eu ulterior, nu știu, pot să cumpăr instrumentalul și scot de trâns numai fix exemplu, și noi după asta să-l îmbrăcăm în cu totul alt beat. Dar și și-o născut linie melodică sau așa, o luăm de acolo. Altă metodă ar fi, eu pot să-mi pun des în căști muzică, random, orice muzică sau tot instrumentale pe care le-am făcut în studio cu Tenso sau cu oricine altcineva și să merg vreo două, trei ore pe jos și în, dinam, în mișcare în general e mai, 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 ofertant să creează. Când e niști, că apare senzația asta de dinam și a filmului, știi? Aha, deci și la tine practica e că tu îți pui căștile și Și eu merg, eu merg, deschid notițele și reportofonul și mă uit, mă uit, observ, 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 mă încarc, mă încarc, mă încarc, și la un moment dat îmi vine un gând, mi-a venit un gând, l-am notat, ok, să lichiesc altele de dânsul, ca un boț de lut. Și tot așa, continui și hop, apare o formă oarecare, apare un schelet, înțelegi încotro să duci asta, aha, cel mai important e să găsești nucleul în jurul căruia gravitează pies pentru mine e cel mai important. Uh -huh. Light motivul? Light motivul sau despre ei cânte cu ista. Uh -huh. Adică când cu este și Uh, ne bucurăm în ciuda lor, de exemplu, uh -huh. știi? Ia ca este. Când cu este despre asta. Sau asta e situația. Uh -huh. Ori și s-ar termina, eu aș termina în asta e situația. Da, spuse <coughs> vorbele tale în timp pieselor să sau, sau eu lui liric? Sale mele? Uh -huh. Adică despre da. ce aici, tu când să tale? Da, da. Uh -huh. da. Adică tu n-ai încercat ca să, te, să încerci ca să te poziționezi s Când în viața și... altcuiva, încă nu. Nu nu pot, poate, nici n-a pot niciodată. Uh -huh. Că sunt tipuri de artiști care pot să facă uh -huh. asta, scânte, din perspectiva uh, femeilor abandonate, de exemplu. Sunt, sau sunt, unui soldat la război. Sau unui soldat, uh -huh. sau da, sunt sigur. Eu, acum, sigur nu pot așa. De exemplu, Basta poate. Basta poate cânta despre orice. Uh -huh. Sau Bruce Springsteen. Uh -huh. putea tot așa, scrie despre viața unui criminal sau a unui miner, nu știu. David care. Bowie. Da. Uh -huh. Max nu Max Corp scrie exclusiv despre viața lui, când cântă viața cumva. Mm -hmm. Și tot așa, din diferite tipuri de artiști. Linkin Park, iarăși Chester Bennington scrie, acolo era 100 în 100. Vorbim de viața influență, mea. că prima influență la tine Linkin Park, dar da. în ultimii ani, care, cum tu crezi, care influență te-a marcat mai mult? Eu aș numi, pe lângă Linkin Park, din perioada aceea de formare, obligatoriu aș numi Metallica. Mm -hmm. Da, bun, dar care Metallica? Toată metalica, toată, metalica mă inspiră. Bun, dar care e preferata ta? Care e metalica ta? Că oricum metalica, metalica diferită. Ok. okay. Metalica mea este metalica... Uh, foarte greu, foarte greu întrebare. nu <laughs> așa, from the top of your mind. Și, care e piesa ta preferată? De ce album e? Eu aș numi albumul Load uh -huh. ca albumul meu preferat, uh -huh. cred că metalica. Multă, da? da. vreme era Justice for All când eram mai tânăr, știi? mai mult agresivitatea lor și așa și când era categoric Hetfield acolo. După care ni se Load și Reload, două albume foarte stylish, știi? Based. În anii 90 așa, știi? Da, foarte. Chopper music. Deși Death Magnetic tot e super fine. Exact. Adică Metallica în nice. Da, Schenke, de artiști, Eminem, Tupac, J. Cole, din muzica rock, uh, sunt foarte multe, acum încerc să identific anumit și ar fi, știi, formatori, uh -huh. influent când de ascultat, am ascultat uh, zeci de discografii, on Def, P.O.D., uh -huh. trupa, um, Bullet For my Valentine... O, oh, domne, și de greu, și de greu, și de greu. Eu exclud tricouri acum de la mine, știi? asta fac. Când, da, fac. când te bagi înapoi în mai greu. Da, nu sau mai, nu, te bagi în Mă bag 100%. procente? Da. da. Tu vrei să faci asta ca side project? Sau, nu. nu? Da? Și o continuare firească a muzicii mele odată cu maturizarea mea. Mm -hmm. Dar tu nu crezi că, nu, să mai bine să nu te temi că o să aliniezi publicul cu care l-ai acum? Mm -mm. Asta nu trebuie să se întâmple brusc. Uh -huh. După părerea mea, artiștii care reușesc să să, <coughs> să rămână relevanți în timp sunt artiștii a căror muzică s-a maturizat odată cu denșii. Adică, artistul nu ajunge la 40 de ani dacă cânta muzică de la 25, uh -huh. atunci el devine. John Lennon a spus că tu, știi, imagina că eu scând Beatles la 40 de ani? Nu și despre asta e vorba Sunt Beatles e foarte bun exemplu cum crești în, că, spre exemplu este una din criticile mele personale vis-a-vis -vis de Metallica acum că ei încearcă să casească sub dânsă uh, la început da. ce aici e păcat în părerea mea dar Beatles au fost destul de bravi știi, și destul de curajoși ca să meargă să crească și să renunță da. în moment dat da Springsteen s-a maturizat întotdeauna, Core s-a maturizat. Metallica s-a maturizat până în punctul, până în Saint Anger s-a maturizat. Mm -hmm. După asta revenit. Death Magnetic muzical e foarte fain album, foarte da. încărcat. Dar nu e inovativ. Bune, dar i s-a întors la textele din Ride the Lightning cumva. Yep, Și ultimul Hardwire, adică pe ultimul deja, da. Hardwire, lăsat, nu știu cum le creci. Uh, vorbind de tine, uh, din critica care eu am mai citit-o, vorbile mai rele, să zicem așa, Tine te zic că tu găsești sau ești apro apro aproape ca Carl de Carlos Dreams. Mm -hmm. Cum tu iei critica asta? Eu înțeleg de unde e provine. Mm -hmm. În primul rând, din punct de vedere ideologic, eu mă intersectez foarte des cu ideologia pe care o cântat-o Carlos, mai ales în primii cinci ani. Ai carierei. adică viziunile asupra vieței, viziunile asupra moralității, conduitei, parcursului omului, se reflectă des la mine în, în texte sau se intersectează. Și ele, volens-nolens, din lipsa unei alternative, în primul rând, te duc cu gândul la cea mai apropiată alternativă, cea mai marcantă. Și aici e al doilea motiv. Carlos Dreams a fost atât de marcant, atât de prezent și de dominant, atât de unic atunci când a apărut și în următorii ani, încât el a umbrit foarte mult tot și ori și apariții nouă într-un context așa pop-trap în limba română cu voce de bărbat, imediat te trimite acolo. Aha. Dacă vocea nu e înaltă, nu e de tenor, s-razu, Carlos Dreams. Chiar dacă muzical poate să n-aibă nici o legătură construcția, știi, de, de cântic pop trap în române, deodată e acolo. alt motiv, cu siguranță, eu am influență și în maniera de interpretare în anumite cântece, și 100 de Eu încă nu m-am format interpretativ. Asta e, da, eu recunosc și asta e 100 de procente, și sănătos și așa. Dar și asta nu e și mai rău ca compari cu Carlos Dries, Dar eu sunt eu și cu cât mai mult treci timpul când acum când văd vreo vreo asociere sau vreo comparație, e, deja e absolut o adică o ignor și ni se o absurditate totală mm -hmm. pentru că eu am, am tot lucrat în ultimul an la definirea cumva identității și în text și în, în prezență și în tot, că acum deja ni se un absurd, știi? lumea pur și simplu să scompare aparențele și se spune chestia asta undeva și atâta tot. Am observat că tu nu te dai într-o parte ca să critici, mai bine mai degrabă că pot chiar să iei peste picior prin muzică. Noi nu discutăm la podcastul ăsta de politică, dar e cert că noi trăiam mai rău, cum începem gradual să trăim mai bine. Aš perknu, nes nemiškau mano direkciją Europianą. Ką uh, jį e parerė ta vizavidikė stiliestė, iš kuo masas reflektas muzika ta? Ką norime? Integrarea parkursų uh, uh, Europianą? Nu, nu, nu. Par, uh, e, ne, ne, ne. Ką jis tikrai parerė ta vizavidikė stiliestė Europianą, per silikoninį, per nepervieską įinteresantą, tai e pasibėlka duo antribarį. Uh. Dar uh, atsipirmint, tu, kas mergi, o distancija numitė, kas ironizė, saus kritici. Uh, nu politica, dar starea noastră de trai, de zi de zi Eu cumva eu am multe cândce în care eu critic moravurile uh -huh. în care eu uh, scenic în raport cu anumite trăsături de caracter probabil mai des specifice poporului nostru, pentru că în, în poporul nostru eu trăiesc uh -huh. um, dar în rest, nu știu nu am făcut asta niciodată forțat, uh -huh. știi de, asta ni se transmite, cred că Eu am ascultat mult Planeta Moldova da. Și cred că de acolo tot ni se transmite Tonul ăsta de cinism Știi, ușor intelectual mm -hmm. raport, de... Da, mai ales în Dar dacă... nu-mi propun, dă să scriu un mm -hmm. pamflet politic Știi, sau dă să înșerchi Eu am să scriu ceva care ar lua peste picior Clasa noastră actuală politică Sau da, da, dimensiunea da, da. Ni, de gândire a moldoveanului Nici, nici vă, asta n-am avut în vedere Că asta ar fi probabil că vulgar într-o măsură. Eu mai, ta, eu padibesc lucrurile care ne spar penibile în muzică. Penibile în viață în muzică. Clipul ăsta tău, care, sorry, e care n-am reținut cum se numește, care, unde voi parodiați alt clip. Semafoare Semafoare, da, mulțumesc. Păi, nu știu cum, iarăși, privindu-l și scrollind prin comentarii, mi-au făcut impresia că acolo el e foarte ironic și foarte, iarăși, este clar elementul e, fact, de da. podium. Dar iată mi-a părut în comentarii că lumea mai degrabă că nu știu cum, um, ei nu înțeleg, nu înțeleg critica și ei mai mult vaibuiesc sub pseudo gangsta stuff. Adică, uh, care e ta vis a -vis de, de așa o, spre exemplu, reacție? Adică, uh, Timiri tu are că unii din ascultători, ei nu, eu, 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 la justă lor valoare, știi cuvintele da, astea și minim nu înțeleg rat, pe mine m un, un singur lucru că atât de multe lume nu cunoaște ideea de parodie în mm -hmm. sine. Adică o foarte multă lume o, o, înțeles clipul ca fiind plagiat la mai multe clipuri, când asta e efectiv o replică. Asta e incredibil, da, da. mai ales da. că tu Dan Balan și... Tipa, asta... el a furat clipul lui Dan Balan. What the fuck, <laughs> da, ciuvac, da, da. tu ai terminat grădinița și cu tine. No, asta e o problemă pentru noi, în sensul dat. În sensul că asta spune multe despre cât de elevată este lumea în general. În noțiuni simple, nu în noțiuni atât de, știi, aprofundate. Da, da, vezi că vai cu piesa ta. Adică, eu uh... cred că ăștia care au scris asta nu vai ibuit. cred că au văzut, o zis, yeah, o pizdit clipul ăsta, știi? știi? Du-te mai de aici. Adică, eu nu cred posibil, că aici a fost un posibil. proces de analiză, da, 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 da panciurile de râs, dar e ca o pizdit clipul lui Carlos, știi? posibil. Posibil. Pentru mine asta sună extrem de ridicol și biscurseam afară dacă se poate menționa ceva. Noi am avut scopul, unul dintre scopurile noastre a fost neapărat să valorificăm fondul nostru deja cultural contemporan. Adică noi am vrut intenționat să facem trimitere nu la opere și la personaje străine, dar la personaje autohtone ca deja în ideea că ele sunt recunoscute deja, ele deja fac parte din folclorul nostru contemporan. Ele sunt un fel de mim, da? Da, mm -hmm. deja. Și mi se pare asta important. Da, și, da. Nu știu, și... să o cineva să citească asta sau nu, dar... Uh, ultimul tău concert mare la Arena, dacă eu poate greșesc, poate mi-ai avut concerti mari, a fost Raziob. Da. De ce, de ce v-ați hotărât așa să numiți concert? Eu am, am, propus denumirea asta încă de la prima ediție Raziob, uh -huh. din 2020. Unul sau 2, nu -ți doi, nu uh, știu, doi. Deși, pentru că e un cuvânt care iese în evidență și transmite foarte multe. Cumva e un, un cuvânt foarte încărcat. Eu nu pot să găsesc analogie. De vulgar. În... Și, ok. <laughs> eu deja nici măcar nu-l eu ca pe un cuvânt... Vulgar, ca pe un mat, dar ca pe un mm -hmm. cuvânt care înseamnă ceva care tipo transmite dviz, da? Ceva de genul. Uh -huh. da. okay. Okay. Ceva încărcat, ceva care descrie foarte clar. Și el strit, și. descriptiv. <sus>

Da, am simțit, dar uh, mai de mult. Și cum, uh, și întrebarea, adică noi discutam cum fiecare face față sau cum fiecare are vreun ritual care el se îmbărbătează ca să nu fie influențat. Eu acum n-am așa ceva, că nu am sunul alea așa uh, arogant, dar nu, eu nu am trac înainte de scenă, pentru că în primul rând îmi place ocupația asta și eu mă duc acolo să o fac cu mare plăcere și așteptare, adică în așteptarea procesului. Um, și am alte ritualuri în legătură cu concertele, dar care țin de ceva, nu de a depăși frica. Dar atunci, probabil, ritualuri conștiente eu nu aveam, subconștient te ții pe lângă alți oameni, poate ți pui un cântic preferat în căști, poate îți pui, eu acum pot să-mi pun With You, de Linkin Park, des. Um, sau, sau da, te ții, dacă, ai, dacă, ești, dacă nu ești artist solo, așa e trupă, te ții cu dâns și glumești, te iurești, și te scoți. Uh -huh. eu ți că noi când avem... Da, tu ne-ai spus și ne venit cadre în cap. În 2014 am organizat un concert la Casa de Cultură din Cahul și era primul nostru concert așa mai mare, public, și ne-am adus aminte cum umblam și sărem pe după culisă ca să iasă emoțiile. Că tu am uitat de episodul ăsta. Adică noi tot sărem, facem flotări, chestia, Aha, un surplus așa, de Da. vorbei vorbeai că cum ai ritualuri, dar el nu sunt legate de stres, dar care sunt ritualurile? Eu am uh, următoarele ritualuri. În primul rând, uh, orice concert necesită pregătire mult, eu mă încălzesc și mă întind foarte mult. Am uh, șase runde de shadow fight cu cronometru. Eu transpir, adică eu fac un mic cardio de 30-40 de minute înainte de concert și după asta când. Pentru că concertele mele sunt destul de solicitante, noi ridicăm un timpul înalt și așa ne place <laughs> și ca să mențin asta și să nu gâfâi fac am găsit așa un cheat code cu timpul uh -huh. ca să nu, de obicei când ieși la prima piesă și dacă e mai dinamică vine un fel de șoc cardiac deodată peste tine adică brusc crește pulsul brusc respirația se accelerează și dacă faci o lecție de cardio înainte de asta, dar în modul nu două minute ai sărit, dar ai transpirat. Ai intrat în zonă deja, de? da? Da, uh -huh. și intri, e foarte simplu. Tu ești no. deja în, în antrenament, ești Interesant. în sport. Da. Și plus toate articulațiile, toți mușchii deja sunt tinși, sunt călziți. Asta e it's important. Dan Reynolds din Imagine Dragons, vocalistul, e un bun exemplu de igienă corporală și a aparatului fizic în, pentru a avea o performanță calitativă. Din live-urile care eu le-am văzut, cel mai mult m-a impresionat totuși Jared Leto din okay. 30 Seconds. Um, am fost prima dată am văzut în 14 um, la Kiev și eu nu înțeleg omul ăsta sau era sub ceva, sau el într -așa formă, era într-așa formă extrem de bună fizică. El a țopăit uh, o oră jumate pe scenă ce și au cântat, nu, perfect și nu au gâfăit și nu s-au oprit și eu, știi cum, parcă e un android. Da. Așa că, din nu știu leto ce face, dar ca pe mine asta... Curios, trebuie de căutat. Ce -o mai mult mai impresionant. Foarte mult mai impresionează și l respect pe Bruce Dickinson din Iron Maiden, mm -hmm. care o, cânt, o tot cântat sărind până pe la vreo 60 de ani. El acum are 70, îmi pare. Că dacă pui rock in Rio 2001, el deja avea o pază 6 de ani. Și el o ieșit efectiv sărind, fugind pe acolo, pe, pe stadionul și și cânta. Și la Iron Maiden sunt niște partiții complicate, cu note înalte și așa. Și muzicul o ținut și ei toți, ei se rup, ei trăiesc și asta, pe urmă, te uiți Rock in Rio 2019 și ei tot nu stau pe loc, știi? Și Metallica sunt destul de activ. Ma, no. Nu știu dacă sunt activi. Nu. Nu cred, nu. Ei sunt destul de statici, numai că ei sunt încărcați, nu când lenești niciodată, ei da, sunt și Da, bun, corect, ei sunt statici, dar la și muzica e destul de complexă, că pe dânșii ține destul de ocupat. Da, da, mai, ales pe Hetfield. Da, da, da. noi de, obicei discutăm despre, despre religie. Și care este viziunea ta vis-a-vis -vis de religie? Crezi în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu, dar nu sunt om religios. Ori credința mea în Dumnezeu ar fi mai aproape de un pananteism, știi? De un, de un spinoza, așa, de un Dumnezeu e în toate și în tot, și noi suntem toți un organism comun și. Um... Deci, Dumnezeu tău nu e ortodox. Ну, есть ортодокс. Дичи морала крещеная, пим, им есть и симпатика. Насилие, кондуита. каш кондуита, сокаш организаци. Кашь кондуита, чё это его организация? Ну и ну это, к примеру, с морала крещеная, чувак. Морала, дичь, институция бисеричий, особенно институция бисеричий, шв ортодокси, и католичи есть и. Aproape că nu are nimic în comun cu ideile sau codul de valori morale pe care le poți desprinde din morala creștină, din Biblie sau din Noul Testament, în mod deosebit. Asta sunt lucruri diferite. Deci, te, ce, ce te atrage pe tine din. Uh... Uh, mă atrage ideea de a evita uh, violența, conflictul, de a căuta întotdeauna o soluționare pașnică, de a uh, iubi lumea, aproapele, de a avea grijă de sine, de a avea grijă de cel de alături. Adică mm. sunt fără niște idei foarte sănătoase. Da, dar asta nu e mult e common sense decât uh, religie. Este, dar common sense-ul tot a fost influențat de niște curente foarte importante, scrisă undeva. Mm. Sau invers, știi? Sau invers. Mm -hmm. uh, dar mergi la biserică? Nu. Eu uh -huh. n-am treabă cu biserica at all. De fel? Nu. Uh -huh. Da, uite, um, care e viziunea ta vis-a-vis -vis de minoritățile sexuale, vis-a-vis, -vis spre exemplu, gay, lesbiene, tranș? N-am o problemă cu nimeni. Adică, eu sunt ok cu toată lumea, depinde mm -hmm. și om ești, și care este bunul tău, simț valoarea ta în contextul. Conviețuirii noastre comune și a noastre ca specie umană, și în rest n-am o problemă. Uh -huh. Cu nimeni n-am o problemă. Ai uh, cunoscuți prieteni care sunt gay? Sau... Da, am câțiva, uh -huh. dar nu cu care aș comunica foarte activ. Dar am uh -huh. câțiva oameni care mă cunosc. Dar cum tu, cum tu vezi atitudinea ostilă a bisericii moldovenești vis-a-vis de LGBTQ? Uh, man, oriși manifestarea discriminării nu este sănătoasă. Indiferent cine este emițătorul. Chiar și dacă discriminarea vine din partea comunității LGBTQI+ tot este nesănătoasă. Da, ai observat uh, careva forme de discriminare care o propagă ei? Nu, discriminare n-am observat din Aha. partea lor. Uh, doar spun ca idee. Indiferent cine ești, chiar dacă ești un grup minoritar sau un grup dezavantajat, dacă tu discriminezi sau faci un rău, faci un rău, tu meriți condamnat. Evident. Uh, acum, atitudinea bisericii nu îmi nu place oricare ar fi uh, emițătorul acestei discriminări. Uh -huh. Acum eu înțeleg, știi, ei au punctul lor de vedere și îl spun și își uh -huh. apără bucata lor de pâine. Dar vreau să știu cum cei uh, ce tu spui că susții, uh, principiile creștine uh -huh. care sunt uh, iarăși, ce opțiuni din punctul meu de vedere sunt destul de pozitiv cum în sens bune uh -huh păi el nu știu cum intră în disonanță cu ceea ce încearcă preoții să propage la noi. Că bucățica lor, asta e ce obțin disonanța pentru mine, de ce că bucățica lor calor nu știu cum ar fi trebuit să fie propagarea bunătății și dragostei. Noi dar noi acceptăm pe dâns, asta da. vrei să spui. Adică, că ar fi numai de ce? că ei nu sunt că ei nu, că ei familie, că ei nu se mulțesc sau eu. Asta da. da asta că ei nu sunt o familie tradițională care nu perpetuează specia umană. Asta, e, asta este pretenția de bază. Mhm. Uh -huh. um, ai merge tu vreodată la vreun marș ca să-i pe dânșe? Nu. Um, Și nici ca să-i. Aha, deci tu, tu, mai degrabă când te implica în întrebarea asta. și treabă am eu. Aha. Nu, dar uite, bine, tu, să zic, să zic, eu n-am treabă, tu n-ai treabă, dar nu crezi că asta e o injustețe făcută vis-a-vis -vis de o minoritate. Și istoric vorbind încă mai mulți, mai multe decenii la rând încă începând în nu, adică e ok noi să nu ne implicăm în multe din întrebările astea? În a apăra interesele unei minorități? Da, care injust e, e mm, oprimat. Păi ea n-are decât să-și apere propriile drepturi. Și... Da, Dacă ei minoritate, e doar sunt minoritate. Și dacă, iar, și vezi dacă tu ești... De exemplu, fix așa cum, să zicem, asta e, nu e ok comparație, dar cum mai apăra un copil sau o persoană mai în vârstă, știi, care nu, poate, nu prea poate să, să apere. Nu cred că este relevant comparația mea. Pentru că ei nu poate să apere. Uh -huh. Ok, nu, că, pur și simplu, iarăși, e, punctul meu de vedere că ei nu poate să apere, deși deci, ei mai puțin în număr și mai... și vezi că, iarăși, societatea noastră e așa construită că la noi cuvântul gay sau pider sau așa, este nești cuvinte foarte... Gay și pider sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite, dar Sigur, kad gėjai yra, siziniam, ša, yra, susižymai, 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 yra, Spregime, konotacijai negatyviai. Mm -hmm. Kaz, pavyzdžiui, tiksliai taip, kaip, jei turėtume, netaršym, het la Japonija, Ladenšiai konotacijai uh, de um, uh, geizm, poili, jie nenaudoja, ne, derogatoriai, jokio senso. Ladenšiai kultūroje, okei, okay, jasna. Ir asta ir aš, de facto, nesirkam, kad lasa sažong, nežinau, kaip manai, istorikai, poiesi, o urą faci de minoritetai seksuali. Și uh, întrebarea mea, de fapt, constantă constant, e că nu trebuie noi, oare să ne mobilizăm ca să ne Nici Nică nu trebuie, cu siguranță. Uh -huh. Fiecare este în. Noi, noi ar trebui doar să nu interzicem nimănui. Uh -huh. Să trăiască cum vrea și să-și apere. Noi nu, nu, nu ar trebui să interzicem cuiva să-și apere drepturile și viața uh -huh. și organizeze viața așa cum vrea el. că ar trebui să ne implicăm. Nu cred că ar trebui să ne implicăm. Uh -huh. Tocmai cred că asta și este common sense. Fiecare își vede de treaba lui, fiecare este responsabil pentru sine, în măsura propriei sale dezvoltări intelectuale, percepția lumii și așa, educației uh -huh. morale, scutărască, în ce se implică, în ce nu se implică, până unde sunt distanțele lui sociale. Deci, uh, cred că asta ne face eu... oameni civilizați. Uh -huh. Deci, din câte eu înțeleg, tu ești așa un fel de ultraliberalist, că voi fiecare aveți tu sofcă voastră și... Cred că centrist, man. Da? Eu cred că sunt centrist. Da, bun, hai să discutăm despre asta. De ce tu nu te considerați... Eu evit extremele. în sensul dat. Tu crezi că liberalismul e o extremă? Eu nu am spus că liberalismul este o extremă, dar orice condamnare a unei părți opusă te duce în extrema cealaltă într-o măsură oricare, care, vezi că, pur și simplu, noi fiecare avem uh, careva ideologii și nu există, din punctul cel puțin la meu de vedere, nu există careva ideologii greșite, ele, pur și simplu, de să se bat cap în cap. Și dacă tu ești de o ideologie, păi ideologia opusă, care pot tot poate să lucrează, păi, pur și simplu, nu funcționează. Spre exemplu, eu ca democrat, eu nu pot să fiu fascist, de ce că cuiva e ok ca să trăiască sub un dictator, spre exemplu, la mulți din aceeași Rusie. Și exact așa, mulți ucraineni nu vor să mai trăiască sub mai setul ăsta, să, mă rog, sovietic, și îi vor să rupă. Și că eu eu un cap, de ce că îi vor să rupă. Dar asta nu înseamnă că fundamental unul e greșit și altul nu e greșit. Fundamental e greșit că, spre exemplu, unul e agresiv și violent dar altul, dar altul e pașnic, știi? Ce obțin din punctul meu de vedere. Asta, iarăși, tot noi e o întrebare, e o descriere, mă rog, mai detaliată, ceea ce am avut, am avut în vedere când am pus întrebarea. Eu încerc să fiu la mijloc în ideea în care sigur n să... Cu siguranță adevărul nu este în una din părți el ar fi undeva între dânsele, știi? Sau la un consens, sau într-o dezbatere dintre. De asta eu nu o să... A să mă strădui să nu cad într-o parte sau alta, pentru că știu că nu e adevărul nici acolo, nici acolo. Hai să mai discutăm așa? la o temă interesantă, nouă. Uh, care e punctul tău de vedere vis-a-vis -vis de legalizarea? Legalizarea drogurilor, mm -hmm. spre exemplu. Uh, vis a -vis de legalizarea, eu m-aș pronunțat doar de legalizarea marihuanei. Eu sunt pro legalizarea marihuanei. Pentru că și din punct de vedere economic și din punct de vedere moral mi se pare mult mai corect. Lucrurile interzise să provoacă un interes și mai mare, provoacă tot felul de găsire a soluțiilor alternative, de multe ori mai nocivi, mai dăunătoare, cum se întâmplă la noi, de exemplu. Și deși să nu aduci niște bani de pe impozite în bugetul statului, pe ceva și s-ar cumpăra deschis, clar și cu document, mai că știi? Și mai calitativ, probabil, da? Probabil. Eu n-am știu, n-am consumat niciodată, n-am fumat iarbă, niciodată în viața mea ceva. Nu fumez, nu beau. Ok, bun, dar e straniu. Adică, uite, pe ce sunt pentru mine? Uh, tu nu mai și zici că, iată, uite, eu sunt ok ca să fi legalizat marijuana, mm. marihuana, dar singur n -ai încercat? De deci ce are un adică, Deci tu, într-o măsură în care ești destul de sigur că asta nu-i nociv? Eu nu am zis că asta nu-i nociv. Da. Orice e nociv. Și nargileaua pe care eu o fumez este nocivă. Mm -hmm. Este vorba despre măsură, despre mm -hmm. proporții, despre un, o, o înțelegere a și fatal și nu-i fatal. Știi? Ok, despre de bun, dar, elementar, tu n-ai fost curios că știi cum e asta ca să fumezi iarba? Am fost. Mhm. Mm

Dar nu LSD sau cocaină. Sau I don't know. Pentru că efectele, în primul caz, psihotrope și în al doilea caz, fiziologice, sunt mult mai vădite și mai periculoase pentru organismul uman. Mm -hmm. Și atunci adică... tu, practic, dai voie să vândi ceva și mult mai accelerat ușidic. Ca alcoolul, bună, bună oară. Dar asta nu e nică gine. De... Dar asta am acceptat, pur și simplu, ca și cultură mondială. Dar mm -hmm. asta nu e nică gine. De asta noi lucru în sensul alcoolului e nu în al interzice sau în al face gratuit, dar în a dezvolta gândirea oamenilor ca ei singuri să hotărască corect cât este dăunător și cât este plăcut pentru dâns și să consume. Să consume cu măsură. Asta este tot. Adică lucru nu e în a limita vândutul sau nevândutul. Lucru e în școală. Uh -huh. în păi cu așa succes am putea, spre exemplu, să zicem, Kiti vadin droguri, gerai, evident, kad jeigu mes žinome tiksliai heroina yra ir e, po pirmojo šordi heroina, tu deja esi, gyvena taus duš de durą. Evident, kad mes esame legalizemęs ir nuėjo keis, o fentanilų, žinai, kuris dabar yra super destruktivus ir žmonės miria kažkaip dėl densų. Dar yra droguri, kurie yra, žinai, grei zone. Nereikia, tu ne, okei, kad mes dirbame su educacija, kaip pursimplų, pati, į mokalą. lumea să știe că, iată, asta ar putea fi fie ok, asta ar putea fi ok, exact ca școală cu olul. Eu cred că în școală categoric despre asta nu trebuie de vorbit în într-un context pozitiv. Evident că nu pozitiv, este posibil. Pentru că ele toate, noi, nu ducem toate substanțele este, orice și calianul și țigările și alcoolul și tot, ele nu fac decât rău organismului uman. Da. Și pentru noi este... Rău, <laughs> să vorbim foarte laconic, știi? Asta tot e rău, asta mm -hmm. nici nu gine. Dar ne stimulează, și nu asta ne place și noi de asta asta facem. Asta de? e fix alegerea omului, mm -hmm. conștient, asumat, care știi și faci cu viața lui, responsabil pentru dânsa, mm -hmm. și suși de nu sușii de trăiești mai departe. La bază fundamental, asta e rău. Mm -hmm. Dar de e important în... că să fii conștient. Adică să fie o alegere conștientă, dar nu, nu să fie o alegere, spre exemplu, când tu acolo ai 15-16 ani te-ai dus în pădure cu vodka și cu tot ce vrei și mai departe. Adică, uite, ca și cu educația sexuală. Tu ești de părere că trebuie să fie în școală da. educație sexuală? Da. De deci, ce atunci nu ar trebui și educație de substanță să fie? Nu în, chei uh, pozitiv, în chei neutru, știi, de informativ informativ, de la o anumită vârstă, cred că ar avea loc la o disciplină. pe la un 16. 16, 17, 18 ani, da, uh -huh. așa, în ultimii 3 ani ar fi. Și poate nu, numai, nu în cadrul disciplinilor, dar în cadrul anumitor întâlniri uh, E foarte important contextul și felul în care se livrează așa o informație. Mm -hmm. Poate întâlniri întâlnirii cu oamenilor care au consumat, care știu, mm -hmm. cu un medic narcolog, cu oricine care e specialist pe profil și poate explica foarte clar cu materiale de referință relevante, știi? În sensul dat, da, e foarte important aici noi, acum să nu ne ducem în pizdeni, dar să păstrăm un... Nu, că, spre exemplu, iată, de ce eu ai... iubesc să discut întrebările astea și plus la asta am avut și o experiență destul de bună la podcastul precedent, tu fost un un actor de voce englez care a fost alcoolic. Mm. Și el povestește în detalii cum el a simțit lucrurile astea și de ce e important că să cunoști toți pașii, că el a fost și la Alcoholics Anonymous și el a trecut prin toate 12 etape care el zicea că le-a trecut. O zis că e super beneficial și mai departe. Și el mi-a explicat, mi-a povestit pas cu pas cum el a căzut în alcoolism și cum el a, s a simțit powerless știi? și cum de fapt el a luat decizia asta ca să oprească. Știi? Și eu, spre exemplu, dacă eu aș fi apreciat la timpul meu, că omul ăsta, cum tu spui, svina, să vină, să-mi povestească experiența lui când eu aveam 16 ani și cum ne ducem cu băieții pe la pădure și cu BM Vodka, știe? Ir uh, pat jau neviem atunčia, kas fiu ašadė hypeuit vizavi de, mm -hmm. de alkoholį, alkoholį momentu čelą. Dešėjus, pavyzdžiui, um, praviology, kas e norokos, kad jau nuom dependencija asta, kad bautam baut, baut ir du pasai jau nupotvaras, biu, kažkaip densus, pavyzdžiui. Bine, dar... dar tu m-ai întrebat de, de, dacă eu nu consum, de, atunci cum pot eu să judec, știi, despre despre, da. despre uh, beneficiile, legalizării marihuanei Republicii Moldova. Da, dar astea sunt da. considerente pragmatice, ele n-au treabă cu alegerea mea, știi, sau cu gusturile mele, sau cu nu știu ce. Ok. Știi? Uh, considerentul economic nu are nicio o legătură cu mine, adică uh -huh. a percepi o taxă, tu trebuie să-mi povestești despre asta, cred că mai mult. Da și din punct de vedere moral ca și în orice alt lucru interzis, ca și în aceeași educație sexuală, adică orice lucru interzis duce la un interes sporit. Și, și greșeli spre exemplu de... Și greșeli tu un tu, tu loc să faci ceva poate pe, pe curat, pe documente ca lumea, tu ai să faci din capul tău și ai să o piesă despre asta eu tot recent am ascultat-o tu... Lucruri noi. Da, da Exact lucrurile astea pare că tu le spui de despre educație sexuală. Da, da, da. Ceea ce, în principiu, eu cred că ar fi o normă. Și, iarăși, dacă ne întoarcem la întrebarea cu religia, una din pretențiile mele personale e faptul că preoții noștri luptă cu faptul că noi educația sexuală să avem în școală. Asta este o aberație, da. Uh -huh. Dar, spre exemplu, ce atitudine tu ai vis-a-vis -vis de legalizarea pornografiei? că cât de n ar fi, noi putem să intrăm pe Pornhub să privim niște videouri, dar uh, să cumperi un disc sau să produce aici este ilegal. Man, eu nu m-am gândit la întrebarea asta și nu pot să răspund. La... de asemenea ilegal. Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta. Nu am reflectat niciodată asupra ei și de asta n-am... Nu... Dar privești pornografie? Da. Uh, deci, să zicem, ca consumator, de, adică nu, nu te-ai gândit că ar fi... Adică, Uite, să zicem, chiar la Dorin Galben a fost actrița asta a noastră, Alisa, Alisa Bounty. e ok ce și e faci? Lol, da. Păi, viață e viața ei, e alegere, e... Păi, de ce, o de ce, Deci de spre exemplu, Alisa în ar putea ca să facă production știi? A, atunci în sensul că în, Republica Moldova este interzis filmarea pornografiei, de pornografie? păi, din moment și toată lumea intră pe site-urile astea, atunci practic nu e interzis. că... <laughs> no, consumția da, de pe internet e, nu e interzisă, da. dar spre teoretic, dacă, tu, dacă eu ți-aș vinde ție subscription-ul pe Pornhub, ar fi caz penal, cred că. Adică, vânzarea să discului sau casetei, sau nu știu ce, tot e tot e chiar și cu limite de vârstă? Chiar adică limite, nu există nu, sub nicio genere, formă, da, da, da. Doar, adică, întrebarea mea, Oare nu crezi tu că ar fi ok ca la noi acasă să filmeze pornografie? Sau spre exemplu, n-ar fi ok să zicem, hmm, uh, liba, un, nu m-am gândit niciodată la așa întrebare. De asta și eu te chem să discutăm la temele este. Să so, n-ar fi ok să zicem, iată, ai niște prieteni care sunt hot, știi, și ea și el, și ei decid acasă să filmeze porno, știi? Dar și în și cineva să facă asta la noi? Da. Adică dacă, spre exemplu, Cum? Cum tu, adică? prieten... Uite, dacă tu cu prietena ai făcut home video și da. vouă v vă plăcut și v ați hotărât să-l puneți pe OnlyFans, da.

Băi, eu cred că din moment ce lucrurile astea sunt făcute de oameni care nu mai sunt minori, și nimeni nu este forțat, și așa, și nimeni nu suferă, nu ar fi o problemă. Asta e tot. De prostituție. Băi, chiar nu știu. Nu, sincer, nu știu, mai depășește întrebarea asta. Știi? Bunul, uh, nu că bunul sunt, dar... Uh, Uh, nu știu, are care rațiune, știi, mă face tot să mă gândesc că orice om care este în, în drepturi asupra vieței lui poate să fac cu viața lui și vrei el. Uh, aici argumentul ar fi da, ok, faceți ce vreți, știi, cât timp vă știți ce faceți și nu vă pune nimeni cu deasălă și și nu vă faceți rău probabil unul la altul da, dar de moment și asta ar implica pericole pentru viața omului pericole pentru sănătatea lui asta m-ar face să mă gândesc că nu ar fi bine hai noi să facem un exercițiu mental prostituția se întâmplă ca pe brothers, știi, tot să duc fac controle de HIV, Păi asta și problema, uite, hai să facem un exercițiu mental înapoi, știi prostituția există da Uh, ea, probabil, F acum, în mare, <laughs> nu, în mare parte, e murdară, e ilegală, e cu proxineț, e it's Putem să ne gândim că cam e așa. Poate undeva e mai scump și mai bine, dar să zicem. N-am încercat, nu știu. Să... Eu, așa ne -aș eu, aș eu tot sunt teoretician în domeniul ăsta, dar uh, discutam, că noi la fără limite, discutăm fără limite. Uh, și Întrebarea e N-ar fi fost mai bine, chiar ca, și să zicem, cu iarba, da? Să asta legal, nu marketuit peste tot, dar să fii legal, să fii frumos, curat, cu checuri, ca pe browser, la fiecare două săptămâni să duc la venerolog să vadă dacă tot e bine, cu taxe plătite la stat, cu income legal, cu pensie care va, adică ca până la capăt, de ce nu știi? Deci dacă tot e în. In... Dacă tot e muncă, să zicem, că e știi cum, sex work is still work. Chec. Băi, sounds legit ce ai spus tu acum, <laughs> dar da, în, în, în termeni de ăștia raționale, așa cum ai descris tu, în asta nu este nică rău, știi? Uh -huh. Eu aș pune condiția ca asta să nu fie răspândit sau, știi, mediatizat. Uh -huh. Să nu fie vulgarizat vulgarizat, promovat, uh -huh. pentru că de ar fi, știi? Uh -huh. De ce? Că până la capăt poate să cum tu ziceai, tot în piesă ta, că fica ta fi să fie în loc feticele. Da. Tip tău, uh -huh. știi? Adică, cumva, considerente morale nu-mi dau voie să mă gândesc atât de lejer uh -huh. când aud asta, dar, din punct de vedere rațional, dacă o ar fi așa cum o descrii tu, uh -huh. și asta nu ar fi periculos, asta ar fi maxim, știi, securizat, din punct de vedere medical și... A statului? Asta ar avea sens. În care țări mai este legalizată prostituția sau state din state, dacă este? Precis în Germania și în formă super închisă, nimeni nu prea știe că... Adică nu este hype-ul ăsta, În Olanda, evident. Știi? În Olanda și iarba și uh -huh. prostituția legalizată. Numai că ei mai mult au fetișizarea asta cu ulița Crasnăch Fanarei și așa mai departe. Dar în Germania e, super așa private uh, toată to, 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 atitudinea asta. To asta. Dar există prin hotărâri de, de, guvern, <tails> da? Da. adică e legal, este <Demokraten> framework legal vis-a-vis -vis de faci patente. În esență. În esență, primești Da, nu, bun, ștampilele sunt deja și până și la noi, în Moldova, deja e că e am scris o firmă și fără ștampilă. Dar ceea ce mi-e interesant, că eu pun un off-topic, știi? Eu mă am scris o firmă acum și eu mă duc la bancă și spun că, uite, ministrul economiei a declarat doar că fără ștampile poți ca să faci firmă. Ei, dar la noi așa ceva nu se practică. La o bancă e destul de popular, la Maib. Și eu zic, ok, dar eu vreau. Bun, hai să facem. Eu mă duc și mă interesez. Să duc la contabilă la contabilă șef și întreabă, bine, nu ați puteți fără ștampilă. Dar vă puneți semnătura și scriți F, bară, ș. Eu zic, de ce înseamnă F, -și? f ș? Fără ștampilă. <laughs> și eu omul când mă duc la bancă, eu scriu Nicu, F, ș. Așa că... Dar vezi că creștem și noi. Adică eu despre asta am vrut să fac părintele. ASP-urile, în general, sunt o chestie foarte avansată și revoluționară pentru noi, știi? Comparativ cu cu același domeniu în România, cu birocrația din România, centrele noastre multifuncționale și p urile ne spar cosmos. Nu, no, serios. Ai, 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 practică în România cu Da, da. Aha, nu că eu nu. Te, acolo există foarte multe cereri scrise de mână, foarte multe formulare care trebuie să completate de mână, exclusiv, foarte multe documente în original, răs documente, adică birocrația este mult mai mare decât în Republica Moldova. Oh, okay. în, la noi, la un ASP, la un centru multifuncțional, te duci efectiv cu buletinul care conține suficient de multă informație, mult mai multă decât conține buletinul românesc, apropo. Hmm. Buletinul nostru e micuț, compact dar are câteva foi, are fișa asta de însoțire, el are multe informații da, și în baza lui îți poți... meu e simplu românesc, e pe parte și numai informații de bază. Asta zic. Uh, interesant, eu nu, nu, nu prea m-am gândit la tema asta. Vezi că trebuie să-mi și o firmă românie. România. Uh, felicitări, tu azi ai un release nou. Mulțumesc! Uh, și noi ne-am uitat uh, net cu băieții înainte de uh, emisiune. Uh, așa, un clip destul de dinamic. Uh, dar, în același timp, uh, spre exemplu, eu prefer clipurile, uh, de și e așa, preferință personală, care au un storyline anumit. Uh -huh. uh, voi, nu știu cum ați făcut clipul ăsta ca un showcase sau ca un live? Care era conceptul vis-a-vis -vis de nous? Conceptul era că noi cântăm la instrumente imaginare uh -huh. și am vrut să dăm un, un vibe de film, de film clasic, așa, de no. film din secolul 20, să-l facem black and white cu tranziții, cu fade, cu fade uri cu paralel traveling, știi, cu apropiere, noi am lucrat cu cu șinele, știi, uh -huh, foarte uh -huh. activ. Adică am vrut să facem un clip foarte cinematic. În primul rând, vizual. Uh -huh. El e, e vizual. El da, da el în mare parte se ține da, pe voastră. Da, priviri, pe ochi, pe asta. Da, băieții cine? E băieții în... Sunt actori sau ești implicat? Băieții sunt bandul meu. Sunt muzicienii cu care eu cânt în scenă. Aha. Nu, nu m-am informat destul vis -vis de chestia asta. Um, și um, de asemenea când noi ne uitam la uh, clip Păi, făcut o leacă de scroll prin comentarii. Mm -hmm. Și uh, sunt uh, emisiunile astea la americani, unde lumea citește uh, părerile despre cod Toi Tu ai vrea să citești, vreau, câteva da, comentarii de la uh, clipul tău? Nu? Hai să vedem. Net, hai primele cinci. Mm. Eu. Uh, nu, vreau să mă... le citesc eu. Da, da, da. Băiatul, ține focul aprins, nu obosi, te rog, faci mai mult decât doar muzică. Mulțumesc. Cașdă-i tvoi trec, ta balzam în dușu, își du trec Spotify. Mm, eu mă bucur când scrie lumea comentarii în limba rusă. Am pus piesa în căștile mele, în ghilimele, am dat volumul la maxim, am închis ochii și am atins universul. Sătoși, ești genial. Eminescu, la sigur, era să-ți fie fan. Chec, Mm -hmm. stai este este reply. Cum puteți să o comparați, domnule, așa un geniu literar cu un ca, uite, Ei, eu speram, el... eu speram, 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 speram că a fi cineva care bă, și cu voi. Mai nu s-a băgat 12 ani la școală asta, acum, fără să vrem o zicem. chec Când asculți o melodie pentru prima dată și te unge pe suflet de la primele versuri, altceva, mulțumim pentru artă. Da. Că margarina și da? <laughs> Dar e bine că-s pozitiv. Care ar fi, spre exemplu, mesajul Care ar fi, dacă să zicem, uite, funny taste în fața ta și... Um, Asumăm că ei este de vârstă, eu, pur și simplu, target audience-ul tău nu, nu, l cunosc în ce vârstă el, dar să zicem că ei sunt școlari, young adolescents. Statistica pe YouTube și Spotify arată 18-35 majoritar. Ma, okay. Concertele arată 15 tot așa, 35, Aha. bănuiesc că este vreo limită de vârstă când îți faci YouTube și Spotify, eu nu mai țin minte. Sau poți să faci la orice vârstă. Mm, ai restricții dacă ești minor. Îmi pare că știu. la Spotify nu poți, nu sigur. Îmi pare că la YouTube poți să faci ce vrei. Da la YouTube e o chestie for kids, eu știu, dar nu m-am aprofundat în toate chestiile Ceva de o... genul. Uh -huh. Adică eu sigur știu că eu am mulți ascultători care sunt în liceu. Uh -huh. Păi care, asta era întrebarea mea, care ar fi un mesaj de tău vis-a-vis uh -huh. vis -vis de tăi uh, care ar fi un sfat de viață? Ciuvac, nu... E foarte... Uh foarte penibil așa să grăiesc în, în așa termeni, mm -hmm. da un sfat de viață. Știi? Mm -hmm. Eu prefer să discuți diferite teme și să mă pronunț vis-a-vis uh, uh, -vis de ele pe parcursul existenței mele. Bine, clint, hai și atunci știi? eu reformulez -o la eu vreau, vreau lumea doar să să fie mai empatică, să fie mai conștientă de sine de viața ei și de faptul că timpul este limitat mm -hmm. și să încerci să trăiască viața la să, să încerci să fie cât de bun pot în ce ești, sunt, în locul care sunt, pentru oamenii care sunt. Mm -hmm. Uite, eu pur și simplu, am vrut să bat din altă direcție, inițial, și eu să reformulez întrebarea asta. Noi avem o problemă în Moldova. Foarte multă lume, dacă în anii 90 părinții noștri sau oamenii de vârstă părinților noștri plecau peste hotare. Mm -hmm. Păi, acum este moda asta și este, de fapt, și posibilitatea ca tinerii să meargă la studii peste hotare. Da. Și aici de să deschidem altă ușă. De ce? Spre exemplu, tu ai rămas totuși ai făcut actorie aici, dar n-ai încercat, spre exemplu, în România sau undeva A, Pentru altă... că ne se pare școlarizarea în de actorie mai bună decât în România la noi. Da. Cu, cum și de ce? Adică cum te-ai ajuns la concluzia asta? Am ajuns la concluzia asta atunci când analizam cercetând instituțiile de învățământ și de acolo și de aici și corpul didactic al nostru m-a convins. Asta a fost argumentul meu principal, a fost corpul didactic. Eu, până la urmă, actorie este o meserie care se învață de la om, nu din carte, nu prea poți să înveți acasă singur, știi, să nu te duci la prelegeri că acolo să citească tot așa. Dar asta cum e fac tu research ăsta? Adică tu aveai Am vorbit prieteni, cu actori, uh -huh. am uh, citit pe net, am intrat pe pagini. am citit biografie, am deschis uh, cadre, uh -huh. știi, about us or, tot felul de chestii de genul. Uh -huh. uh, Asta. Și ai triangulat informația asta. Și După care, pe parcursul studiilor am avut mai multe cazuri de cazuri, mai multe oportunități de schimb academic și da, academic basically, de experiență cu multe școli de teatru din România. Noi avem un festival într-o vreme era foarte sănătos, nu știu cum e acum, Class Fest, pe care îl face facultatea de teatru de la noi, teatru și film. Este un festival internațional al școlilor de teatru și film în care vin clasele terminale adică anul 3, anul 4 și prezintă lucrările lor de licență. Și e un, uh, un spectru foarte larg de școli. Poate să vină școală din Paris, școală din Viena, școală din Minsk, școală din Almaty. Știi? Adică e un spectru larg. poți vezi foarte multe școli de predare. Școală din Lodz, din Polonia, din mm -hmm. Berlin, din nu știu unde. Uh, și din România evident că sunt multe că e mai, mai simplu să-i aduci respectiv vă uh -huh. veni și Clujul și Bucureștiul și Iașiul și Târgu Mureș și Sibiu și așa și-am văzut și-am fost și acolo la festivale și până la urmă omul sfințește locul și uh -huh. dacă este un om foarte dotat și care trăiește cu, dotat în sens că predispus spre și care și muncește și ia ca ai fanat, indiferent de școală el o să fie un specialist bun uh -huh. sau un, un meseriaș bun. Dar... Dacă aș vorbi despre implicarea pedagogilor și fanatismul lor și atmosfera generală de studiu și de apartenență acum la un proces aproape sacral acolo, știi, de a, a right of passage, știi, de pasfișenie, cum ați fi în română cuvântul ăsta? Când ești... O Iaca. trecere, nu știu, o maturizare, cred că ca artist să știu. Ai fost, uite, ne-a scăpat cuvântul prost. așa. Când faci așa asta, <laughs> când te pasfișesc în treaba asta, mm -hmm. am simțit-o la noi mult mai. Conturat decât în România. -hmm. Asta nu înseamnă că în România nu există școli bune de teatru, că nu există pedagogi buni și așa. Nu, pur și simplu, eu, sempl, eu Dar argumentul era era a alegere conștientă. Știi? Da. Și eu ți-am argumentat. Adică, spre exemplu, pe tine, în cazul ăsta nu te-a speriat faptul că a, se se în, bloc, în blocul, central îți găuri în pres și nu aveți scenografie când vă trebuie să faceți frumos. Nu, eram și asta e, asta e întrebarea vis-a-vis -vis de faptul că mulți din... Este moda asta și încă era moda asta din când eu am uh, vrut să merg la universitate. Că eu tot îmi plăș, inițial îmi făceam planuri că să merg în Anglia nu știu unde, după asta nu știu cum planurile s mai uh, deraiat. Dar ideea că una din problemele noastre mari, oamenii capabili pleacă peste hotare. Uh -huh. Și e fain când ei merg să înveță peste hotare și vin cu ceva nou și implementează aici. Dar în majoritatea absolută a cazurilor asta se întâmplă că ei pleacă peste hotare, au învățat acolo Stăpâresc. și își găsesc și job acolo. Și nu știu cum riesc noi din băieții și mai buni, nu știu cum îi pierdem, știi, și alte Ca țări. multe alte țări da. din spațiul este european. Și probabil că când eu aveam întrebarea, pe păi eu vreau ca să merg în direcția asta. Și care ar fi părerea Cum ar trebui noi, nu că noi, ca Politic, dar noi ca țară, ca să ne protejăm sau să ne um, înfiripăm tinerii, ca ei, să, de fapt, să încerce să fac ceva acasă. Cu siguranță, soluția vine din două părți: rezolvarea. E clar ar veni din partea statului, care ar putea fi mult mai tolerant, mai blajână, știi, și mai deschisă față de tot ce înseamnă afaceri incipiente, mici mijlocii și așa, start-up-uri care le s-ar da foarte multe scutiri, și susținere și foarte mult, mult suport ca ei să faptul că, băi, aici e și simplu de făcut asta, eu o să rămân deși să mă duc. Cum tu zici cu ISP-ul, că e simplu să înregistrezi o firmă. Te duci cu buletinul, apeși tasta, te aștepți în rând C38 și te duci și aplici, știi? Da, asta ar fi o soluție și altă soluție ar fi văzut în recent podcastul lui Max Macovei la mea un podcast și m-a inspirat ideea de ideea de idee națională, știți sau de idei de un, un, un șir de valori, de motouri care ar mobiliza știi, și ar inspira oamenii în jurul la ceva. Cred că asta tot trebuie să vină și asta o, pe, nu are care măsură și pe mine. Cade, știi? Tu ai dreptate, că vezi că noi nu ne dăm seama că de fapt noi suntem un trib, dar de fapt noi suntem un trib ușor, că noi suntem o țară mică. Da. Uh, și la noi tot este chestia asta că noi cu, cu moldovenii nimeni de grabă ne punem uh, piedici unul la altul decât ca să înțelegem că noi într-adevăr avem nevoie de un concept, conceptuț național de care trebuie să ne ținem, cu care să mergem înainte. Mi se pare o idee destul de bună, că acum s o coagulat în jurul la ideea că noi suntem țară unde se face IT, știi? Și acum, cam tinerii, dacă înainte, când eu mă duceam, la un... vreau să merg la universitate, era jurisprudență, economie, nu știu ce, moda asta, acum e moda în IT. Și moda în IT e mai inteligentă. Tehnica tot timpul e mai interesantă, tehnologiile, toate chestiile astea. Și, spre exemplu, noi tot, atelam la cor și promovăm, tehnologiile noi, implementarea lor, experiențele cu tehnologiile noi. De și-am creat este trei profesii de animație, multimedia production și game design. asta eu cred că e destul de exciting. Și dacă, spre exemplu, într-adevăr, noi am putea ca să incorporăm asta într-un mesaj național, că uite, nu contează cine partid de dreapta sau de stânga ar fi la putere, noi vrem să fim o țară mică, dar excelentă în tehnologie. Uh -huh. știi? Asta ar fi o chestie destul uh -huh. de faină. 100%. Dar trebuie să înțelegem că țara noastră, fiind lipsită de bogății minerale și așa, și de populație multă, cu siguranță cheia ei de supraviețuire e o conviețuire cât mai inteligentă cu vecinii. Cât mai... Adică noi nu suntem cazul ăsta care nu, noi am ușa să îngurei, tăta să faci, știi, ui, hai, ui noi singuri, lăsați și pe și, și pe și. Nu, noi suntem str noi strict în parteneriat putem exista. Ce părere ai a at uh, ucrainenii uh, pe cursul european? Noi avem mm. ce obțin la moment uh, un curs european bine stabilit. Uh, cum tu uh, cum ar arăta Moldova ta ideală în 10 ani? E realistic vorbind. Să scadă cifra exodului populației, știi? să oprească indicele și ale să schimbe. Asta cred că ar fi un indicator clar. Probabil să crească numărul premiilor internaționale la cât mai multe domenii, știi? Și nu doar la domenii sportive de care eu mă bucur foarte mult, știi? dar în sens cât, cât, mai, cât mai vast să fie lotul nostru internațional. Hmm. Și cifre basic de salariu mediu crescut, acum eu nu pot să-ți dau câ cât aș vedea eu cu ar fi... Nu, nu știi? că exactitate, eu vorbesc da. conceptual. Dar da, mm -hmm. Cifre la nivel de salariu mediu crescut pe economie și produs intern brut. Cumva asta. A, ești tu procursul european vrei Da, să da, sigur da. uh -huh. Dar vorbim de tine uh, Care sunt pașii tăi următori? Ce planuri ai? Așa, mai mari, să zicem În ce direcții te miști? Nu o să zic A, asta e secret? Da, <laughs> da ne, pentru că Sunt dezvăluiri interesante? Nu, da, nu vreau să vând gândurile și așa uh -huh. Dar Tot și să... pot spune că scot album nou în uh, martie Совершенно, Марти. Окей, окей. So you better don't wait it, ты же знаешь. эй, сатош, да уни альбум. Ай, ты знаешь, Марти, якай три Марти, уни альбум, а так ой. Ok, dar nu te gândești să te bagi înapoi în actorie? Ido. Acum nu mă gândesc la asta, în general am lăsat loc pentru asta, uh -huh. dar acum sigur nu mă gândesc. Că dacă se întâmplă asta, se întâmplă din strictă necesitate interioară de a reveni la asta și de a face asta. Dar ar fi asta teatru sau totuși film? Și și. Uh -huh. am, ambele mi sunt interesante, ambele sunt specifice și distincte. Uh -huh. Fine. Eu personal aștept piesele tale cu distortion și blast beat-uri. Blast beat acolo. Nas și... <laughs> dar distortion, ok. Mersi mult. Mersi și eu, man.